Despre pe care pune presiune în primul rând pe el. Exact. Și cu președintele Rapidului, Viorel Moldovan, care este acum în legătură cu noi. Salut, Viorel! Salut! Vorbeam aici, momentul în care am reușit să intrăm în legătură cu tine, despre această declarație a lui Marius Mudică. El spunea că în momentul acesta Rapid nu își poate permite, nu își poate propune decât să fie în play-off, nu și câștigarea campionatului în acest sezon. Și mi se pare totuși că Rapid, și prin joc și prin lotul pe care îl are și prin poziția pe care o are în acest moment în campionat, ar trebui să fie exclusă din această ecuație a luptei pentru titlu. În cont de cum am început acest sezon și de unde venim, e normal să gândim așa și eu sunt în asentimentul lui Marius. E clar, da, chiar dacă ne-am echilibrat în ultimul timp și au apărut și rezultatele, aici este meritul 100% al lui Marius Mudică și al staffului tehnic, al jucătorilor, care au depășit, să zic, acea perioadă dificilă. Era normal, la un moment dat, că vom ieși din acea spirală negativă. Deci acest lucru mă bucur enorm de mult și iată că ușor, ușor am urcat în clasament, am acumulat puncte, avem 5 meciuri în momentul de față, fără gol încasat, avem 10 goluri marcate, ceea ce este foarte bine. Ne-am găsit acel echilibru între a ne apăra bine și a ataca bine. Până la urmă, este mult până departe, oricum, da, în momentul de față ne gândim la play-off. Ai fost atunci nimic mai mult. Ok. Ai fost un atacant foarte valoros pentru echipa națională, pentru echipele de club la care ai jucat în carieră. Din experiența ta, crezi că Bupenza, noul vostru vârf, poate deveni cel mai bun atacant din campionatul României? Dacă echipa va funcționa bine în jurul lui, el are un potențial enorm, are calități deosebite. M-am observat foarte atent pe durata antrenamentelor, până să îi vină dreptul de joc. Mai bine se poate evolua pentru o echipă. La face lucruri extraordinare. Și în meci s-a văzut asta. Are instinct de marcator, are simțul porții, este agresiv în adevăratul sens al cuvântului, în agresiv pozitiv, să spun așa, nu? Sub o altă formă, în joc, are reacție imediată după pierderea balonului, e un jucător care face travale foarte mare, de multe ori chiar dacă nu iese, cum a fost cazul la jocul împotriva FCSB-ului, a arat terenul, practic, a fost și în apărare și în atac și să-și sprijine echipa. Eu cred că ar putea deveni un atacant foarte bun al campionatului nostru. Aveți speranțe să-l luați în iarnă pe Drăguș? Vorbim vorbe, deocamdată sunt și eu de speculații. Știm situația lui care este acum la Trabzon. E greu de anticipat ceva. Normal, cred că sunt și alte cluburi care ar fi interesate de Denis Drăguș, care este un jucător foarte bun, un atacant de calitate, un jucător de echipă națională. Nu mai vorbesc de aspectul financiar, de punct de vedere a salariului pe care îl are acolo. Vom vedea ce se va întâmpla. Am dat, e greu de anticipat ceva. Rămâne de văzut și ce va dori el, dacă va vrea să se întoarcă în România. Asta în cazul în care cei de la Trabzon vor să renunțe la el, să-l promove sau să transfere definitiv. Dar eu sunt convins că sunt și alte echipe și din alte campionate interesate de Denis Drăguș. Glumind un pic, există nume mari din istoria Rapidului care pun presiune pe echipă. Daniel Pancu, de exemplu, ne spunea aici în emisiune că el este convins că Rapid va termina pe podium în acest sezon și că se va bate pentru câștigarea campionatului. Daniel e Rapidist, convins. E o presiune frumoasă asta pe care o pune. Bine, iarăși raportat la această presiune de multe ori. Vorbim atât de mult despre ea, până la urmă important, așa cum mai discut cu jucătorii,
ei să se bucure de fotbal, în primul rând, sunt privilegiați să joacă la un club precum Rapid București, un club iubit, un club cu suporteri minunați, un club stabil din toate punctele de vedere, un club care a luat o direcție corectă vis-a-vis de ceea ce trebuie să arate un club de fotbal profesionist. Deci lucrurile sunt foarte echilibrate. Sunt atât de multe lucruri pozitive care s-au întâmplat la Rapid în ultima perioadă. Da, am suferit prin prisma rezultatelor sportive, dar uite, ușor, ușor ne-am revenit și discutând întotdeauna această presiune, dacă se transformă și reușim să o gestionăm într-un lucru pozitiv acolo, în teren, e binevenit. Dar, sincer, chiar nu trebuie să ne încărcăm din acest punct de vedere. Vom vedea ce va fi la finalul sezonului, trebuie să luăm fiecare meci în parte, să strângem puncte, să ajungem în play-off, să reușim să ne calificăm mai departe în Cupa României, un alt obiectiv al nostru. Deci presiunea să o lase jucătorii în seama noastră, conducerii, și ei să se bucure de fotbal, să joace din plăcere, pentru că atunci când te apuci de fotbal, te apuci de acest sport că îți place și ai pasiune. Deci să arate pasiunea asta în teren și sunt convins că rezultatele vor veni, iar pasiunea nu se va simți. Inevitabil ne punem întrebarea, oare unde ar fi fost Rapid dacă Marius Mudică era antrenor de la începutul sezonului? Inevitabil, da, ne punem întrebarea, nu știm unde am fi fost, poate eram mult mai sus în clasament, reușeam să stabilizăm lucrurile mult mai repede, dar până la urmă mai bine mai târziu decât niciodată și eu descoper pe zi ce trece un antrenor dedicat, pasionat, un antrenor care este implicat 100% în tot ceea ce face și mă bucur enorm acest lucru, că am ocazia să lucrez cu Marius Mudică. Viorel Moldovan, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Și eu mulțumesc, o seară bună. Seară frumoasă.